mi-aduc aminte că Apostolul Pavel zice în Timotei, în momentul în care știa că urmează să meargă la moarte, în 2 Timotei, în capitolul 4, îi zice lui Timotei, adu-mi cărțile, mă ales spalat de piele. Păi, Pavel, ești bătrân, hai să duci pe Domnul, cunoști Sfintele Scripturi, acum urmează să mor, ce-ți mai trebuie Biblie? Hai gândește și tu la alte lucruri. Atât de mult se legase Apostolul Pavel de Sfânta Cartea lui Dumnezeu, încât înainte de moarte, zice lui Timotei, mai adun Biblia să mai citesc, mai adun cărțile, să mai citesc încoate profețiile, să văd încoate ce promite Dumnezeu în istorie, să-mi dau seama că deși sunt în ghearele leului și voi fi sfâșiat de Nero, a cărui domnie a fost condamnat, deși poporul lui Dumnezeu este zdrobit, cum zice în Daniel, să mai citesc încă o dată făgăduințele lui Dumnezeu că Domnul se va ridica la urmă pe pământ, cu ochii mei îl vor vedea. Am nevoie să mă hrănesc cu aceste cuvinte ale Domnului ca să pot să merg cu pace la moarte. Dă-mi cărți. Mai vă zic ceva interesant tot din la acest punct. De unde a găsit Iacov, bătrân de acum, acest om care a trecut prin atâtea încercări în cursul vieții, o viață grea, plină de necazuri, probleme. Știți voi prin câte a trecut Iacov. De unde a găsit putere ca pe ultima sută de metri, dacă vreți, când a trebuit să-și binecuvinteze copiii. Știți că Iacov era într-o situație foarte dificilă. Avea doi întâi născuți. Unul din Rahela, pe care o iubea, și unul din Leia, pe care nu o iubea. Iosif era întâi născut al Rahelei, iar Ruben era întâi născut al Leii. În ordine cronologică, Ruben era întâi născut. Și deși Iacov îl iubea pe Iosif, amintiți-vă că s-a prăpădit și că l-a durut după el, în Genesa 49, când trebuie să binecuvinteze pe copii, recunoaște, Ruben este întâiul meu născut. Spunea un frate odată, sub formă de întrebare, câți dintre noi iasă învingători într-un război în care adversarele este propria inimă? Câți dintre noi biruiesc într-un război în care adversarea ți este propria inimă? De unde a găsit Iacov putere să treacă peste ce îi spunea inima lui, iubindu-l pe Iosif, să spună nu? Ruben este întâiul născut. Decât dintr-un comunicat al lui Dumnezeu, nu știu în ce mod a comunicat Dumnezeu cu Iacov și a transmis faptul că întâiul născut este moștenitorul binecuvântării, pentru că Iisus Hristos, ca o prefigurare a lui Iisus Hristos, care este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și Iacov a respectat această rânduire divină, chiar dacă împotrivă este de-a propria lui inimă. Iată deci că Sfânta, această carte sfântă, vine să facă ordine sentimentele mele. În lumea mea lăuntrică, că dacă Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc după ce îmi spune mie inima, cum zice Biblia că una dintre pedepsele lui Dumnezeu pentru omenire este să ne lasă să facem după pornirile și aplicările inimii noastre. Sau, zice mai grav în Romani, după mintea lor blestemată. Ar fi vai de creația aceasta dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să facem după cum ne taie pe noi capul. De atât că Dumnezeu a venit să ne facă ordine și cine citește aceste cărți și trăiește după cum spune Dumnezeu în Cartea Sfântă, va culege roada dădătoare de pace a neprionirii. Al treilea izvor de unde culeg pacea, al treilea mod în care Dumnezeu ne dă pace, citesc în Psalmul 37, versetul 11. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Este un loc de unde cred că s-a inspirat Mântuitorul când a vorbit în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, în fericire, în predica sa de pe munte, în versetul 5, Matei 5 cu 5. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Cei blânzi moștenesc țara,
Dar pe lângă moștenirea țării au și belșug de pace, că e una să moștenești o țară ca și Solomon, un regat al păcii, cum l-a instaurat David după ce și-a nimicit dojmanii și Dumnezeu i-a dat un scaun de domnie trainic și l-a făcut rege pe Solomon după aceea. Sau altfel este să primești un regat ca și Roboam, un regat rupt, cu conflicte, cu probleme, cu războaie, cu dușmani. Dar zice Biblia aici că cei care sunt blânzi pe lângă că moștene țara vor avea și belșug de pace. Am numit eu a treia sursă a păcii sau acelea mode în care Dumnezeu ne dă pace. Acea sursă a păcii este caracterul. Caracterul este o sursă de pace. Un om care este blând, un om care caută pacea, cum ni se spune în Scriptură, să căutăm pacea și să alergăm după ea. Sau, cum zice în Evrei, în capitolul 12, căutați pacea cu toți. Eu am pace, dar cu cei care sunt de acord cu mine, cu ceilalți n-am pace. Căutați pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Un om blând va fi capabil să facă pace. Pentru că a fi blând înseamnă să nu-ți arunci în aer podurile înainte de vreme. Îmi spunea cumva, a renunțat prea repede la o situație. A început conflictul, când știam că erau provocate, era o situație sensibilă. Însă încă se mai puteau salva, încă se mai putea trata pacea. De ce ți-ai aruncat podurile în aer? Așa de repede renunțăm, așa de ușor ne pierdem cumpătul. Suntem o vreme în care, de fapt, este o sensibilitate a omului numai în vremea noastră. Ne grăbim. Cineva spunea de Iuda că dacă nu s-ar fi grăbit să se sinucide, poate că el ar fi găsit și el iertare ca și Petru altădată. Dar oamenii sunt așa de grăbiți. A treia sursă a păcii este un caracter după spusele Domnului. Și aici aș vrea să insist asupra unui lucru. Vreau să știți că caracterul este consecința modului în care evaluăm lucrurile. A valorilor pe care le avem. Este un rezultat a prețuirilor pe care le avem în mintea noastră, în inima noastră. Un om, de exemplu, care prețuiește școala, va fi un om care va evita orice îi va pune piedică în domeniul ăsta. Chiar dacă este vreo afacere profitabilă. Chiar dacă este vreo căsătorie. El are anumite valori și toată viața lui și comportamentul lui va fi subordonat acestor interese pe care le are. De aceea, când vorbim despre caracter, în primul rând trebuie să vorbim despre valori, despre modul în care prețuiești lucrurile, care sunt lucrurile care le consideri valoroase. Și nu poți să ajungi să fii blând fără să pui valorile în ordinea în care o pune Dumnezeu. Aveți probleme cu stăpânirea de sine? Zicea Solomon în Proverbe că un om care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Dacă nu crezi asta, nu o să cauți blândețe. O să zici că nu, blânzii se ia mulatici, se ia proști, se ia care se călcați în picioare. Trebuie să fii bărbat. Solomon zice, nu, invers. Ăla-i bărbat care poate să tacă, care poate să stăpânească. Ăla e mai puternic decât unul care cucerește cetăți. Unul care reușește să stăpânească în momente dificile situația. Să nu-și piardă cumpătul, să nu-și iese din pepeni. Un astfel de om este mare și puternic în ochii lui Dumnezeu. Până când eu nu valorific și nu prețuiesc lucrurile așa, nu o să caut blândețea. Până când nu așez lucrurile așa cum zice Dumnezeu, n-am cum să ajung la blândețe. Mi-a plăcut foarte mult observație pe care vreau să vă fac din Sfânta Scriptură. Am observat că rugăciunile noastre au cu atât mai mult șansă să fie ascultate, cu cât se suprapun mai mult cu dorințele lui Dumnezeu. Atunci când rugăciunile mele cer ceva după inima lui Dumnezeu, ceva ce îi place lui Dumnezeu, am mari șanse de succes, inclusiv Dumnezeu să oprească la un moment soarele de pe cer, sau mai bine zis pământul din rotația lui, că nu soarele la citim în Iosa că Dumnezeu a oprit soarele, de fapt a oprit cursul pământului. Nu? Știm că nu soarele se mișcă, pământul este cel care face să apară ziua și dimineața și seara.
Când Dios a cerut pentru poporul evreu care era atunci în război cu dușmanii, ca Dumnezeu să oprească soarele, Dumnezeu a intervenit și a oprit soarele. La un moment dat, Dumnezeu trece pe lângă Avram. Ce am să-i spun eu, nu-i spun eu la Avram ce am de gând să fac, uite ce am de gând, am de gând să nimicesc Sodoma și Gomora. Avram, care cunoștea inima lui Dumnezeu, zice, Doamne, poți Tu să omori pe cel bun împreună cu cel rău? Dar eu știu că ești un Dumnezeu care, care faci dreptate, care nu iubești moartea păcătoșului, nu vrei moartea păcătoșului, ci vrei să se întoarcă. Doamne, te rog, dacă sunt 50 de oameni acolo nepriniți, iar zice, da. Bine, Avram, face cum zici, ier cetatea. Asta e ceva ce-mi place. Știți că Dumnezeu nu se face că vrea altceva. Cum a zis Domnul, cum zice despre Domnul în Evanghelie în Luca, în 24, că Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De fapt, Domnul vrea să se descopere, nu a stat cu ucenicii de vorbă numai să le vorbească despre profeție. El vrea în seara aceea să le arate cu cine au stat de vorbă, să știe că Domnul e viu. Dar s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și ucenicii au zis, da, hai, te rugăm și cinează cu noi și rămâi la noi. Și Domnul a intrat și în seara aceea li s-a descoperit. Așa și Dumnezeu unor se face că vrea să facă ceva. Noi care cunoaștem inima lui Dumnezeu ar trebui să stăm în genunchi, să cerem lui Dumnezeu după inima lui Dumnezeu. Și vedeți cum Dumnezeu face, cum zice. Așa zice Dumnezeu către Avram. Dar Doamne, dar dacă sunt numai 10, uite, numai dacă sunt 10 oameni acolo să facă cum zici Tu. Cer ceva după inima mea. Și avem probabil cel mai frumos caz în această privință în împărați, în 1 împărați în capitolul 4. E vorba despre Solomon, care este așezat înaintea lui Dumnezeu în capitolul 3, un împărat, în fața unei oferte. Ce vrei să-ți dau? Solomon ajunge rege. Vrei să-ți dau viață lungă? Vrei să-ți dau bogăție? Vrei să-ți dau înțelepciune? Vrei să-ți dau moartea dușmanilor? Și ce Solomon? Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, versetul 12, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut? Bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi și zilele. Adică ce zice Dumnezeu? Pentru că mi-a plăcut ce mi-ai cerut, ai atins un punct sensibil al inimii mele. Uite, îți dau și ce tu nu te-ai gândit să-mi ceri. Că așa zice Pavel, că Dumnezeu poate să ne dea mai mult decât știm noi cere sau gândi. Atunci când pui lucrurile așa cum îi place lui Dumnezeu, când așezi valorile cum trebuie în viață, Dumnezeu îți dă mai mult decât te gândești tu. Îți va ieși, zice în proverbe, îți va netezi cărările. Tu nu te gândești ce te așteaptă la 100 de metri mai încolo, dar Dumnezeu va da bolovan la o parte. Poate că există vreun indicator fals, Dumnezeu îl va prăsuci să nu-l vezi. Dumnezeu va face și lucruri pe care nu le ceri. Lucrurile la care nu te-ai gândit. Dacă le pui lucrurile așa cum zice Dumnezeu. Dar cât de ispitor ar fi fost pentru Solomon ca împărat. Ce mă întrezați pe mine de dreptate și de ce supuși? Că dreptatea e ceva care oferă altora. Dreptatea e pentru alții. Pe mine mă întrezați să am eu viață lungă. Să am o bogăție. Să n-am dușmani. Moartea dușmanilor. Cine mai are credința astăzi să ceară lucrurile așa cum le pune Dumnezeu? Dar cine va face așa, zice Dumnezeu, nu numai că îți dau ce ceri, dar îți dau și ceea ce n-ai cerut. Și am de gând să știi, Solomon, să operez și în cartea vieții pe care am scris-o de la întemeierea lumii, în care am rânduit zilele și sunt tare să modific numărul zilor, să mai adaug, cum am făcut altă dată la Ezechia. Așa de mult poate fi mișcat Dumnezeu de cineva care alege într-un moment al vieții sale să facă ceva ce îi place lui Dumnezeu. Aș vrea să vă motivez, dragi tine, să aprind cumva, să stârnesc cumva, cum zice Pavel, râvna celor de neamul meu, de generația mea, să așeze lucrurile așa cum zice Dumnezeu. Chiar dacă la început pare că pierzi. Chiar dacă la început pare, păi, te-a zis, puteți să ajungi bogat, Solomon.
Ai avut ocazia să stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a zis, cere ce vrei. Păi eu în locul tău ceream bogăție, tu ai pierdut ocazia asta. Ceri înțelepciune ca să faci dreptate. Știți că la un moment dat Roboam, când a fost pus în fața unei cereri din fața poporului, pe el nu l-a interesat ce simte poporul. Zis, eu să am venituri multe, apăs mai tare poporul și a pierdut mare parte din domnie. Și câți oare astăzi mai așează lucrurile așa cum zice Dumnezeu? Obișnuiesc să le spun copiilor să asemene viața ca un uriaș magazin, că acum avem în generația noastră magazinele acestea uriașe, pline de tot felul de produse, în care poți să-ți iei de pe raft ce vrei. Așa e și viața. A zis Dumnezeu, îți lăs în față tot ce vrei. Poți să alegi moartea, poți să alegi binele, poți să alegi răul. Eu zic ce să alegi. Dar tu poți să alegi ce vrei. Dar, spre deosebire de un magazin obișnuit, în viață, în magazinul acesta numit viață, nu există prețuri puse la obiecte. În magazin mergi și vezi, la fiecare obiect este preț și de obicei încerci și cauți care sunt la reducere sau care au prețul de la același produse, care au prețul mai mic, dacă nu stai bine cu bugetul. În viață însă, lucrurile nu au pus prețul pe ele. Sunt puse numai pe raft. Prețul afli la sfârșit prețul real. Până atunci îl pui tu. Și cu cât vrei să-ți dorești să cumperi ceva, cu atât îi pui un preț mai mare. În viață vrei să iei ceva mai ieftin, în realitate însă. Cu cât vrei să-ți cumperi ceva, cu atât pui un preț mai mare. Cum ziceam, când mi-a venit și mie vremea să plec de acasă, am avut ofertă să plec în străinătate, am ales să mă căsătoresc. Am să o plătit cât mai valoros. Ce zice Dumnezeu? Nu-i bine să fie omul singur, să căsătorească, să aibă urmași. Și am refuzat oferta de a pleca în străinătate. Am pierdut pentru unii atunci. Dar asta am considerat valoros. Când eram în faza să merg la universitate, am avut prieteni care au fugit în străinătate. Am avut și o ofertă să merg. Am socotit însă că e mai valoros să fac școală, că mă luam după vorba că mai mult fac perspectivele celor educați decât mijloacele celor bogați. Și am stat să fac școală, pentru că asta am considerat-o valoroasă. Cu cât socotești ceva mai valoros și vrei, îți dorești mai mult, dai valoare mai mare acelui obiect. Și moneda în care plătești în viață e timpul, e viața însăși. Aici în viață nu avem bani să cumpărăm. Prețul lucrurilor pe care le luăm din acest magazin al vieții e propria ta viață. Problema este că doar la sfârșit, când ajungi la casă, afli prețul obiectelor. Așa zice Solomon, multe lucruri se par bune omului. Și pe multe lucruri le-ar vrea să le iei din rafturile vieții. Dar la urmă, când ajungi la casă, ai văzut că duc la moarte. Acum vreau să-ți spun ceva. Dacă viața este un magazin, vreau să știi că orice preț pe care tu îl pui obiectelor, care nu este conform cu ce zice Dumnezeu, este o mare pierdere pentru tine. Totul plătești în viață. Totul se plătește cu viață. Și cel mai câștigat în viață va fi acela care va așeza valoarea pe obiectele acestea cât mai apropiată de cea pe care o zice Dumnezeu. Iată de ce punctul anterior e foarte important. Să iau cartea aceasta, să văd ce zice Dumnezeu. Mai bine puțin cu dreptate, mai bine așa decât așa, mai mult face un om, un sărac cinstit decât un bogat mincinos. Mai bine un prânz de verdețu și dragoste decât un brou îngrășat și ură. Mai mult așa, mai mult așa. Mai bine asta decât cealaltă. Pentru cine citește această carte sfântă și îi așează valorile în viață după cum zice Dumnezeu, va beneficia la sfârșit de câștigul maxim pe care poate să-l obține în urma vieții. Deci în al treilea rând să știți că pacea este și o consecință a caracterului unui om. Un om rău, un om scârcit, un om mânios, un om grabnic la mânie, un om necumpătat la vorbă. Cine vorbește în chip necugetat, ce rănește ca străpungerea unei suliți, unei săbi. După aceea poate să spună că a glumit. Un om care n-are caracter sau are un caracter deformat sau stricat,
nu va putea să culeagă pacea în cursul vieții. Nu poți să semeni, cum a zis Domnul, vânt și să seceri pace, o să seceri furtună. Ce semeni? Aia vei culege. A culege altceva înseamnă să-L bați jocorești pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se lasă să fie bați jocorești. Seamănă omul, la ceea va se cera. Prin urmare, caracterul este o sursă de pace. Citim în Psalm, zice Biblia aici că depinde de răutatea sau de bunătatea inimii. Un om care n-are răutate, aceluia Dumnezeu îi arată lumini, descoperă cuvintele sale. Ce a zis Domnul în Evanghelie? Că te laud, Tatăl cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, că așa ai găsit tu cu cale. Deci că caracterul nu este o joacă. A venit la adunare și a plecat de la adunare cu un caracter la fel cum a venit. Este foarte riscant. Ne-am obișnuit în bisericile noastre și am început să dezvoltăm acest obicei care se implementează și copiilor. Venim la adunare ca la un loc în care, un fel de divertisment, nu neapărat, dar un loc în care ne petrecem un timp liber și în care vrem să ne simțim bine. Dragii mei, adunarea a avut ca scop la început. Asta a fost scopul pentru care s-au adunat sfinți împreună. Creșterea duhovnicească, desăvârșirea omului lăuntric, vegherea unui asupra altuia, lepădarea păcatelor. Venim la adunare să ne facem mai buni, nu să ne facem mai răi. Dar dacă venim la adunare și ne crește numai orgoliul nostru, noi suntem pocăiți, noi suntem neprioniți, noi venim la adunare, noi nu postim, noi ne rugăm, nu facem altceva decât să devenim acele morminte, cum zicea Mântuitorul, zugrăvite frumos pe din afară, dar pline de o seminte pe dinăuntru, de necumpătare, de nelegiuire, de lipsă de milă, de dreptate. Asta zicea Domnul, trebuie să le facem. Celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Nu zic să stăm acasă. Dar scopul pentru care venim la adunare este să ne desăvârșim în omul nostru dinăuntru, să lepădăm ce este rău. Iată de ce atunci când am venit la adunare și Dumnezeu mi-a vorbit ceva, dacă ți-a vorbit ceva în seara aceasta, notează-ți undeva, păstează-ți bine în minte, în atenție. Asupra acestui lucru trebuie să iei, asta este un punct în care Dumnezeu mi-a arătat ce trebuie să fac. Scopul meu este să dau la o parte ce este rău, dacă nu lucrez asupra caracterului, îmi este împiedicată lumina, citeam aici în sală, pierd pacea. Și așa se explică faptul că deși beneficiem de slujbe foarte bogate duhovnicește, de cuvânt bogat, de cântări minunate, nu mai suntem, din punct de vedere duhovnicesc, la nivelul la care au fost părinții noștri. Generațiile scad în pocăință, în nivelul de trăire a neprionirii. Caracterul, deci, este o sursă de pace. În al patrulea rând, citim în Iov, capitolul 22, versetul 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Sigur că atunci când te împrietenești, când îți cere să te împrietenești cu Dumnezeu, ai putea să înțelegi ce am amintit la primul punct. Să faci pace cu Dumnezeu. Să te împrietenești în sensul să dai la o parte ceea ce te desparte de Dumnezeu. Este și asta un sens. Apostolul Pavel zicea, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu a rândit prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este un sens mai profund a acestui cuvânt, împrietenește-te cu cineva. Uitându-mă la cercul meu de prieteni, că zice Psalmul 119 că sunt prieteni cu toți cei ce iubesc legea Domnului, se tem de Domnul, e adevărat, suntem prieteni cu toți. Oricine de aici, în seara aceasta, chiar dacă nu ne cunoaște, suntem prieteni. Putem să schimbăm câteva cuvinte fără probleme. Dar există un cerc de prieteni, de oameni pe care îi socotesc prieteni, în adevăratul sens al cuvântului, care sunt mult mai apropiați. Nu numai că ne cunoaștem numele de telefon, avem detalii unele despre alții, dar colaborăm, discutăm des, ne place să fim împreună. Am călătorit cu trenul spre dumneavoastră
Știți, când călătorești cu mijloacele noastre de transport în comun sau când intri într-un mediu nou, mai ales eu care am un temperament mai melancolic, mai introvertit, e foarte greu să intri în relații cu oameni. Ba, uneori, chiar dacă ajungi să intri, nu te simți bine. Sunt medii în care ești obligat să călătorești cu cineva, dar ești în largul tău. Între prieteni ești în largul tău. Poți să discuți despre orice, nu ți este teamă. Nu ți-e frică, uneori chiar se întâmplă chiar în părtășii cu frații, să te temi să deschizi anumite subiecte, vei fi judecat, poate pripit. Cu prietenii sunt în stare să-mi spun anumite păreri, chiar dacă uneori am fost, mi-a zis un prieten că ești un eretic. Ai această libertate. A te împrieteni cu Dumnezeu înseamnă a avea o astfel de relație cu Dumnezeu. Vă spun că atunci când sunt într-un mediu din acesta străin, cum ziceam, pe tren sau într-un mijloc de transport sau într-un mediu nou, tânjesc de dor de a fi cu prietenii. Așa mi-aș dori să fiu măcar cu un prieten lângă mine. Să pot să-i spun ceva. A fi prieten cu Dumnezeu, a te împrieteni cu Dumnezeu, se manifestă tocmai astfel. Printr-o dorință arzătoare a sufletului tău de a fi împreună cu El. Ești prieten cu Dumnezeu dacă în inima ta arde această dorință de a sta de vorbă cu El. Știu că viața este foarte aglomerată. Știu că societatea noastră este tot mai emancipată și mai secularizată, adică pe Dumnezeu l-a scos tot mai afară din viața noastră. Dar vreau să vă întreb, câți dintre noi, când beneficiem de câteva clipe libere, fără să ne spună bărbatul sau soția, fără să ne spună părinții, ne trage inima să stăm de vorbă un pic cu Dumnezeu. Fără să fim îndemnați de frații de la biserică. Câți dintre noi tânjim, așa m-aș duce într-un colț să mă rog? Cât? Asta înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu. Tu nu ești prieten cu Dumnezeu dacă nu ai astfel de dor. Pacea este consecința împrietenirii cu Dumnezeu. Fulgeră, zicea cineva, ce frică mi-e. Da, de unde? Știi cine i-a trasat drum fulgerului? Prietenul meu, cel mai bun. Bântuie ciuma, Psalmul 91, e frică. Săgeți, arzătoare, ziua, amiază mare sau noapte. Moartea, războaie, e frică. Știi cine le controlează? Prietenul meu. Iov zicea, cum de nu mai sunt ca înainte, când Dumnezeu veghea ca un prieten asupra cortului meu. Să fii prieten cu Dumnezeu înseamnă să îi împărtășești secrete. Noi avem secrete, fiecare dintre noi. Avem lucruri pe care nu le spunem nimănui. E și normal. Suntem ființe care avem o anumită intimitate. Biblia spune despre Adam și Eva că atunci când au ajuns împreună erau goi și nu le era rușine. Este normal că doar față de soț și soție să nu fie rușine. De nimic, nu numai fizic, ci și de secrete. În rest, sunt lucruri pe care le păstrăm în secret, sunt taine și Dumnezeu are taine. Dar cu Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu se dovedește în faptul că ai puterea să îi spui secrete. A zis Domnul în Evanghelie, nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Pentru că sluga nu știe planurile stăpânului, dar voi știți ce am eu de gând să fac. Și a zis Dumnezeu lui Avram, despre Avram, eu nu pot să trec pe lângă Avram fără să spun ce am de gând. Păi asta e o dovadă a prieteniei. Asta de vorbă cu Dumnezeu. Ai spune lui Dumnezeu dorurile tale și speranțele tale, este o dovadă de prietenie. Asta înseamnă să te prietenești cu Dumnezeu. Viața de credință nu este o povară, nimeni să nu privească rugăciunea ca o povară. Am și eu copii. Trebuie să ne punem la rugăciune când ne culcăm, să ne punem la rugăciune când stăm la masă. Mi este unul foarte greu pentru faptul că nu vreau să fie privită de ei rugăciunea ca ceva, ca o povară care ți-ai făcut. Rugăciunea este ceva care trebuie să plece din lăuntru. E ca și plânsul. Pune cuiva, plânge acum. Așa e și rugăciunea, roagă-te. Rugăciunea trebuie să pornească ca o dorință lăuntrică. E adevărat că avem nevoie și de îndemn și de încurajări și Domnul i-a îndemnat pe oceanul, rugați-vă împreună cu mine. Și apostolii au îndemnat pe sfinții să se roage. Dar a spus Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, că adevărata rugăciune e aceea care nu este văzută de nimeni și nu e știută de nimeni.
când ai o astfel de viață în care te trage inima la o astfel de rugăciune, nu doar la părtășile noastre, ci cum ziceam în cămăruță când te veni, asta este dovada că ești prieten cu Dumnezeu. Știi că ca și consecința unei astfel de viețuiri primești pace lăuntrică. De câte ori n-am fost așa de tulburați și supărați și ne-am plecat să ne rugăm în singurătate, nu știu, poate am vărsat câteva lacrimi. Și ne-am scos așa de înviorați, cum zice Biblia despre Moise, că fața lui strălucea, așa te ridici după ce ai stat de vorbă cu Dumnezeu. Îți strălucește fața, ți se schimbă atitudine, perspectivele, inima, sentimentele. Acolo în rugăciune, în stările de vorbă cu Dumnezeu, primești pacea. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura astfel iarăși de fericire. Și mai este un punct, al cincelea. Mi-am permis în această seară să le adaug, chiar dacă inițial nu aveam de gând să le amintesc pe toate. Mai sunt și altele. Apostolul zicea, Dumnezeu să vă dea pacea în orice fel. Dumnezeu are moduri bogate, nici nu te gândești la ce izvoare are. Nici nu poți să-L judeci pe Dumnezeu să-L încadrezi în anumite reguli și circunstanțe, știi? Cum zicea domnul Ilie când credea că a rămas singur, mai mâncă 7.000. Asta numai ca să știi că am foarte multe soluții. Dumnezeu nu este în lipsă, în criză de soluții. Zicea Mardoheu, Estere, să știi că dacă taci acum, ajutorul vine din altă parte. De ce, Dumnezeu, mai ai o altă parte? Da. Și dacă și acolo e o altă Estera care tace și nu vrea să vorbească, uite-te, mai am altă parte. Și mai am altă parte. Și mai am și alte soluții. Și are Dumnezeu mii de soluții, zice Biblia, că carele lui Dumnezeu se numără cu zecile de mii, cu mii și mii. Adică noi când avem vreo problemă, companăm. Zicem, am soluția asta, am asta, sau am asta. Cea mai eficientă dintre asta mi se pare asta. Dumnezeu când numără, zice, am 10.000, încă 10.000, încă 10.000. Așa își numără Dumnezeu căile de rezolvare a unei probleme. Noi suntem așa de înguști rugăciunile noastre, spunea Von Brandt. Învățați-vă să cereți mult de la Dumnezeu. Cum a zis Elisei acelei văduve din să meargă să ceară vase, dar să nu ceară puține. De la Dumnezeu nu trebuie să ceri puțin. Dumnezeu are multe soluții. Niciodată să nu cădeți în vreo depresie. Nu există situații fără soluție la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu la un moment dat este lipsit de soluție, oprește soarele. Dar nu s-a mai întâmplat niciodată. Ba, îl dă și înapoi. Aici se învârte pământul invers. Și când vă gândiți ce corp uriaș este pământul, câtă forță trebuie desfășurată pentru a opri din mers acest corp uriaș, apoi a-l reporni din nou. Sau opri, îl întoarce invers și iarăși. Și toate astea la cuvântul Creatorului nostru. Ce mici suntem în comparație cu acest Dumnezeu. În fizică este o expresie numită anomalia apei. Apa este un corp care se poartă foarte ciudat. Toate corpurile, prin încălzire, se dilată și măresc volumul. Apa între 0 și 4 grade se comportă invers. Dacă încălzește apa de la 0 la 4 grade, în loc să se dilate, se contractă. Așa că la 4 grade devine mai grea decât la 0 grade. Știți că aerul cald se ridică sus, fiind mai ușor, aerul rece coboară. De la 4 grade în sus, apa se comportă normal. E anomalia apei numită în fizică. E învățată de elevi la școală. Dar nimeni nu știe de ce. Dumnezeu a impus această lege apei pentru ca să poată supraviețui peștii. Astfel că iarna în bălți, în lacuri, apa de 4 grade coboară jos, fiind grea, și apa de 0 grade care îngheață, se ridică deasupra și se procurează. Altfel, dacă s-ar respecta legea, lacul ar înghețat de la fund. Dar Dumnezeu a impus aceste reguli. Și eu nu sunt în stare nici măcar asta să explic oamenilor. Dar când mă gândesc la câte taine are Dumnezeu în creația aceasta, în universul acesta recent, le citeam copiilor din revista Sămânța Adevărului, cred că ajunge și prea dumneavoastră de la frații minuniți, despre stele, despre diferența aceasta în modul în care se cântărește steaua și exemplu foarte frumos dat de frați acolo cu găleata aceea care la pământ mi se pare că cântărește undeva la 20 și ceva de kilograme o găleată de pământ și dacă merge, de exemplu, la una dintre planetele, dintre stele cele mai apropiate de pământ, la Sirius B, o găleată
ar cântări câteva sute de tone. Și dacă s-ar sparge grata, n-ai putea nici măcar să o culești cu lingurița, pentru că lingurița ar avea undeva la 4 tone jumate. Și astea sunt totuși ușoare față de găurile negre unde... Și toate aceste taine care sunt ascunse în univers sunt ținute în mână de Creatorul nostru. Ce har este pentru noi ca Dumnezeu să accepte să ne fie prieten. Sau noi să-i fim prieteni în Lui. Să stăm de vorbă cu El și de aici să culegem pace. Roman 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. A cincea sursă, prin care Dumnezeu dăruiește pace copiilor săi, este credința noastră. Credința este o sursă de pace. Atunci când, cum ziceam, mă tulbur, dacă cred în ceea ce mi-a promis Dumnezeu, am nevoie, pe lângă informație, pe lângă faptul că trebuie să cunosc Sfânta Scriptură, trebuie să o cred. Credința aceasta este o sursă a păcii. Pentru că aminte că la un moment dat un tânăr a venit la un rabin și a zis, zice, eu nu mai cred nimic. Cum nu mai cred? Mi-am pierdut orice credință, nu cred că mai există Dumnezeu. Nu cred nici în autenticitatea textelor sfinte și așa mai departe. De ce? Și dacă este Dumnezeu, de ce este atât rău în universul ăsta, atât rău în lume? La care rabinul zice, păi zice, nici eu nu știu. Sunt de acord cu tine. Dar cu condiția să-mi răspunzi tu la următoarea întrebare. În seama cui pui a ta bine cât este în lumea asta, dacă nu există Dumnezeu? Cine îl face? Și niciodată s-a trezit tânărul dezarmat. N-a mai avut răspuns. Și un alt rabin zicea, bun, elimină credința. Renunț la credință. Spune-mi ce răspunsuri mai în fața situațiilor. M-am uitat în istorie, istoria filozofică. Mari filozofi care n-au avut credință în Dumnezeu s-au sinucis. Au ajuns în depresie, unii s-au sfârșit viața în tot felul de ospicii de nebuni. Pentru că în momentul în care ai scos credința din viața unui om, ai scos, de fapt, sursa păcii, liniștea sufletească. Dar lasă-mă pe mine cu credința mea, că dacă eu nu mai cred și mă bazez pe rațiune, rațiunea se trece în toată lipsită de răspunsuri. Dar credința mea mi-oferă răspunsuri la marile întrebări, mi-oferă liniște. Iar Apostolul Pavel spunea că credința este un dar de la Dumnezeu. Asta este dar de când suntem mici, ne naștem cu el. Stau și le povestesc copilașilor și le spun că Adam a fost creat de Dumnezeu și copiii mă ascultă cu răgască și încep să-mi pun întrebări. Ei nu întreabă, dar nu, eu nu cred că e adevărat. Nu, ei cred. Darul acesta este dat de Dumnezeu oricărui om. Darul să creadă. Toate relațiile dintre noi se bazează pe credință. Când stă cineva și îmi povestește, vezi că duminica trecută am fost la Deva, m-am întâlnit cu tare, omul mă crede. Credința este o bază a relațiilor dintre noi. Stau și le povestești unor copilor bazme. Și le povestești despre scufița roșie cu lupul și copiii mă întreabă, dar n-a făcut lupul asta, n-a făcut asta. El crede tot ce spui. Credința este un dar. Diferența însă între noi când creștem și copii este că începem să selectăm ce credem și ce nu credem. Copiii cred tot. Asta înseamnă credulitate. Cei mai mari cred ce aleg ei. Aici e problema. Ce ales să crezi. Și Apostolul Pavel spune că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, adică n-au crezut adevărul, Dumnezeu îi lasă să creadă minciuni. În momentul în care în inima ta alegi să crezi ceva, injectat fiind de propriile interese, de plăceri, de aplecările inimii tale, o astfel de afecțiune a credinței va fi pedepsită de Dumnezeu. Un om care stă sincer înaintea credinței, a informațiilor pe care le are despre Dumnezeu, va alege să creadă. Un om care stă în fața credinței cu dorința de a păcătui, cu dorința, cum ziceam, injectată de diavolul, de a face ceva spre care îl trage inima, un astfel de om poate că va renunța la credință. Mă uit la istoria tinerilor care s-au pierdut din biserică.
Știți că tinerii aceștia nu s-au pierdut, nu au avut probleme cu credința, întâi au avut probleme cu păcatul. Pofte, dorințe, au început să pună stăpânire pe ființa umană. Și așa se mărturisesc când se întorc unii dintre ei înapoi ca fii risipitori. Păcatul a început să-i ademenească, să-i înșele. Și apoi au început să-și pună întrebări cu privire la credință. Și apoi au început să-și înnească tot felul de argumente împotriva credinței. Când este vorba despre credință, toți avem darul de la Dumnezeu să credem. Problema este pe ce bază credem, pe cine credem, ce credem. Și asta este o temă mare, Sfânta Scriptură. Eu mă opresc însă la acest punct, ca o sursă a păcii de la Dumnezeu. Credința este un izvor de unde îmi culeg pacea pentru inima mea. Spune o cântare a noastră, numai în ceruri vom vedea ce față strălucită au toți acei ce și-au trăit credința neclintită. Comparam într-o vreme, am ajuns într-o librărie și am văzut o carte cu istoria lui Emil Cioran, acest fost filozof român. Și l-am văzut pe parcursul vieții, când era tânăr, un tânăr frumos, atrăgător, un băiat frumos. Și am răsfăit pagini și l-am văzut pe bătrânețe cu chipul lui, știți că el a fost ateu și a vorbit împotriva credinței. Și un chip care s-a urățit în timp. În schimb, am avut harul să-l cunosc pe fratele Simionuc. Cred că l-ați cunoscut că e mai de aproape de voi decât de noi. În ultima perioadă a vieții am fost odată pe la el pe acasă. Deja memoria nu-l mai ajuta să-și mai amintească cine suntem. I-am zis și de fratele Iosif Anca și de fratele Eugen și de sora Betuța. Nu-și mai amintea de unde suntem, cine sunt ăștia. La un moment dat zice el și s-a înseninat fața cu zâmbetul acela care îl caracterizea pe el. Zice, ce spuneți că sunteți din Valea Plângerii? Și m-a simplificat cu asta. Nu mai tot vă sliți să-mi spuneți că sunteți de la Arad, de la Betel, de la fratele Eugen, de la fratele Iosif, de la sora. Sunteți din Valea Plângerii și am apreciat chipul acela frumos și zâmbitor, chiar dacă era bătrân. Acea înseninare lungică pe care o dă credința, asta zicea Pavel, de acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Credința pe care mi-am întemeiat viața mă face să pot merge cu pace, chiar și la moarte. Asta este testul ultim al păcii adevărate. O pace care rămâne în inima noastră în orice circunstanțe, indiferent cât de nefavorabile ne-ar fi. Vă invit acum să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune înaintea Domnului nostru, izvorul păcii, Domnul păcii, Cel care ne poate umple inima de pace. Să ne dea Dumnezeu o conștiință curată, să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm cugetul curat, să ne dea dragoste față de Sfintele Scripturi, să le iubim, să le cercetăm, să ne gândim la El. Să ne dea Dumnezeu puterea unui caracter care să se desăvârșească, să tindem spre desăvârșire. Să ne împrietenim cu Dumnezeu și să-L dorim prietenia Domnului și să ne întărească credința pe care ne-am zis de viața. Amin.